Astăzi, 9 februarie 2023, după ora 9, Gheorghiță Hrițcu din Dumbrăveni, Suceava, fratele pentru care ne-am rugat, a plecat acasă la cel pentru care a trăit și l-a slujit. Dumnezeu să mângâie familia îndoliată, să ne rugăm pentru slujitori care sunt ținta celui rău, care trec prin necazuri și situații delicate. Dumnezeu să vă binecuvinteze mult, dragii mei colegi. Relatează Ciprian Bârsan. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Focus Creștin. Poezia pe care vreau să o recit se intitulează Maranata, Domnul nostru vine. Trăiesc în mine sentimentul mărețului extaz de har. Aș vrea să cânt de bucurie, să alerg, să spun despre iubire, să spun celor ce la răscruce, să spun fraților mei de cruce că se sfârșește lupta sfântă. Simțim ceva cum ne înveșmântă și am vrea să spunem tuturora, se întrezărește aurora, luceafărul de dimineață, Iisus, slăvita noastră viață, Iisus, al nostru salvator, al nostru scump mântuitor. Străjerilor, mai e puțin și totul ne va fi de plin. De plină fi va bucuria când va începe veșnicia cu Dumnezeu stăpânitorul, cu Iisus Fiul Salvatorul, cu toți acei răscumpărați, cu adevărații noștri frați, cu cei ce sfântă părtășie și îndeplină umilință s-au dăruit lui Dumnezeu pentru vecie. Și când acest popor cei sfânt, format din sfinți de pe pământ, va fi într-o clipă transformat de tot ce-i tine dezbrăcat, lăsând aici în mărginitul durerile din trup, pământul și într-un salt în aripat, noi vom fi duși cu adevărat, noi vom fi duși ca un trofeu să moștenim cu Dumnezeu. O, cât va fi de minunat! Eu n-am belșugul de cuvinte să pot ca să-ți descriu de ajuns de măreția și splendoarea revenirii lui Iisus, căci niciun poet din lume, niciun inspirat de jos n-a putut ca să descrie revenirea lui Hristos. Pentru marea lui venire, în deplina lui splendoare, întâi trupurile noastre vor fi toate în transformare și în alte trupuri, frate, vei putea trăi misterul și în alte trupuri, soră, vei putea străbate cerul și abia atunci iubitul va putea vorbi deschis ce ar fi vrut ca să ne spună câteodată noaptea în vis. Și abia atunci cânta vom cum aici n-am cântat și abia atunci trăi vom viața cu adevărat. Noi suntem călători aici, dar într-o zi vom debarca în portul sfânt al veșniciei, unde de plin ne-om bucura. Azi cine vrea să ne urască, să ne urească cât ori vrea, dar într-o zi să țină minte, noi de aici vom pleca. Iar cine vrea să ne urmeze, să ne urmeze prin Iisus, căci în curând, pe aripa slavei, noi vom fi duși în cerul sus. Noi știm că Domnul nostru vine și mult El nu va zăbovi. El vine, vine în mărire și pe cei sfinții va răpi. Glorificăm venirea Lui, cântăm cu toții Maranata. Întregul univers răsună. Vine Domnul, Domnul vine, să fim gata. Amin.